Бонго сет приятен, сент Михай, спанов кон видео и экспликатив деспре сви коин, кум фачем ретрагера монетилор. Азла нуи 25 януаре, кэнд о промис ко са пара посибилитатя де скос монетиле, де пе че сайт. Еу о транзакции дежа ам инчепуту. Pentru a scoate, anou ne trebuiește portofel SWI Coin de pe bursa Tradi Satoshi. Deci un portofel din afară. Acesta care este în interior, el este pentru a depune doar. Adică de a trimis bani încoa pe site. Dar el nu merge pentru a scoate. Pentru asta am făcut înregistrare pe site-ul Tradi Satoshi, unde monetele se vând, se cumpără. De azi, de azi deja este volum, ceva a început să scadă, asta e normal, deoarece oamenii care au bani pe site, inițial tăți majoritatea care scot monetele, le scot ca să le vândă. Deci o zi, două, trei săptămâni, prețul se va regla și va începe a crește, pe idee. Căci ieri, de pildă, prețul era la $40 o monetă. Acum, când ne uităm noi interiorul, 71 de cenți, ca exemplu. Și a fost vreo câteva ori, în urmă $2. În jur de 71 de cenți. Deci, cum facem noi scoaterea banilor? Deci, eu am avut 2500, am dat la scos. Acum mai dau încă 500. Într-o direcție withdraw. Ca să pot scoate, ne întrebește portofelul. Unde găsim noi portofelul SWI Coin? Deci intrăm, după ce am făcut înregistrare pe site-ul Tradi Satoshi, în direcția balans. Unde sunt toate monetele care se vând pe această bursă? Prima dată va trebui de creat portofel, eu deja l-am creat. După aceea, deja când vrem să scoatem banii pe bursa aceasta, facem depozit. Apăsăm pe depozit. Când vrem să scoatem banii de pe bursă în altă direcție, apăsăm pe butonul, vedeți, toate valutele este de creat adresa și butonul de scos, withdraw. Mergem până unde este SWI Coin, el unde mai jos. Litera SWI aproape jos în alfabet. Deci uitați-vă, este unde SWI Coin. Eu am apăsat pe butonul de a crea adresă și după ce s-a creat, deja când intră, l-am arătat ca depozit. Deci eu vreau să depun bani pe bursă. De ce îmi trebuiește adresa de la contul meu SWI Coin? Copiat de aici. Copiem atent. Iar când vor apărea monetele, aici din 0 va apărea cantitatea. Aici e la amount, scriu cantitatea în dolari. Cât vreau să scot, se ia comisia 10%. Voi primi 633 de monete. Spun portofelul. Aici trebuie de pus PIN codul care noi l-am primit la înregistrare. Deci ridicați e-mailul celălalt. Și uitați-vă care aveți prin codul, acolo e o combinație din 4 cifre. Și apăsăm pe Submit. Se creează cererea de scos banii. Vedeți, s-a creat, pe urmă când intrăm în withdraw
история quote is apart. Deci uitați-vă. Amul numai ce s-a creat. A doilea. În pending. Prima, la mine s-a îndeplinit 603 monete. Trebuie să fie deja pe bursă. Reanoiesc. Site-ul și verific. Deci încă nu am ajuns, deci s-au dus. Iar în dashboard. S-a micșorat cu 500. Deci 0,71 acum cursul. Acum, dacă vreau ca să depun la procente, Svcoin. Deci deja apăs pe butonul acesta depozit. Aici e portofelul Svcoin, o copii. Pe urmă, asta arăt cum se poate de depus bani. Intrați pe bursă, faceți înregistrare, de pildă aveți Bitcoin, ori știu ce. Faceți portofel, cumpărați monete, ele aici la voie să apară, ce cantitate o să aveți, și pe urmă, când o să vreți să depuneți deja la procent pe site-ul Svcoin, apăsați pe vitral. Unde deja o să puneți, eu știu, cantitatea, câte monete vreți, pe urmă, știu, 300 de monete, ca exemplu. Și o să îi puneți de pildă portofelul aici. Și eu am pus dublă autentificare, dacă la voi posibil că nu o să fie, dacă n-a să fie activată pentru scos. Am pus ca apărare să nu facă fără permisiunea mea hackerii accesul la scos. Și apăs pe creare și banii o să intre deja de aici în Svcoin. În Svcoin și o să creeze landing. Deci cam atât, nu-i nimic complicat. Dacă ceva nu-i clar, uitați-vă mai multe ori la video. Pe urmă vă recomand să vă mai uitați la alte video care sunt pe canal, dacă ceva nu-i clar, căci poate în alte video am explicat întrebarea care vă interesează. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.